Nu au ales să fie așa și nici părinții lor nu au ales asta pentru ei. Sunt copii a căror viață a fost dată peste cap imediat după ce s-au născut. Autismul a luat amploare și la Giurgiu în ultima perioadă și a ajuns să fie rostit pe buzele a cât mai multor părinți care se ocupă de micuții afectați de această dizabilitate. Mai multe familii din orașul nostru și-au unit forțele și au înființat o asociație non-guvernamentală pentru a le putea oferi copiilor lor șansa de a duce o viață cât mai aproape de normalitate. Terapia prin recuperare, care constă în ședința câte 8 ore pe zi susținute de psihoterapeuți, ar însemna pentru acești micuți posibilitatea de a le îmbunătăți starea de sănătate. Inițiatorii acestui proiect sunt doi părinți din Giurgiu. Ideea a pornit de la direcționarea acelor 2% pe care colegii soțului meu doreau să-i direcționeze către copilul nostru, dar pentru că era nevoie de o asociație non-profit, pentru aceasta ne-a venit ideea să înființăm Dăruiește Speranță. Înțelegerea am găsit și sprijin la domnii de la Consiliul Județean și la cei de la Protecția Copilului, care ne-au și oferit spațiul în care noi filmăm acum. Suntem de-abia la începutul drumului. Pentru obținerea unui spațiu în care să funcționeze centrul de zi al copiilor cu autism, cei doi giurgiuveni s-au adresat Consiliului Județean. La scurt timp, administrația publică le-a pus la dispoziție o locație situată în clădirea în care a funcționat și centrul de zi Luceafărul. Am avea nevoie să reabilităm spațiul pe care l-am primit. Și apoi gândiți-vă că acest spațiu trebuie utilat. Mobilier, toate lucrurile specifice de care au nevoie copiii ca să lucreze, să facă terapia efectivă. Pentru că primul pas a fost făcut, membrii asociației se gândesc cum să facă rost de mobilierul necesar amenajării celor 3 încăperi destinate recuperării copiilor lor. În Giurgiu sunt destul de mulți copii din nefericire cu această problemă și pentru că terapia este singura modalitate prin care li se poate îmbunătăți starea, ei putând fi aduși chiar în punctul de a duce o viață aproape normală, clar este nevoie ca ei să facă această terapie indiferent de condiția socială a părinților. Știi cum e, până nu simți pe propria piele ceea ce ni se întâmplă nouă și nici nu doresc cuiva să se întâmple asta, nu prea ai cum să înțelegi durerea altuia. Noi ne simțim neputincioși și știu că toată lumea are probleme și toți vorbesc despre această criză financiară care există de câțiva ani, dar copiii ăștia trebuie să ajutați și acești oameni care pot să facă lucrul ăsta, chiar și aici la nivelul orașului Giurgiu, pentru că sunt convinsă că ei există, îi rog să o facă, pentru că sunt copii care n-au ales să fie așa. Nu noi părinții am ales să fie așa. Soții Tudorache au un venit lunar de circa 2000 de lei, însă mai mult de 1500 se duc pe tratamentele și pe ședințele de terapie pe care trebuie să le urmeze zilnic Ionuț, băiețelul lor. O ședință lunară oferită de specialiștii unei clinici din capitală costă în medie 1500 de euro. Ionuț însă urmează doar 2 ore de ședințe pe zi, acasă cu un psihoterapeut care nu îi poate pune la dispoziție tot ceea ce el ar avea nevoie.